La hârjauca ninge, frumusețe, acolo se văd codrii. Foarte frumos în codre, deconectez. Eu știu că frații Advahov cântă foarte frumos, dar nu o să pot să comunic cu voi. Vă salut în nou la... Mi-am îmbrăcat eșarfa de turmalină, m-am podobit deoarece sunt după baia cu perle. Vedeți că ninge frumos. Mi-am înșurat și prosopul după baie. Eu vreau să vă mulțumesc în noul an, vă mulțumesc tuturor, fidelilor mei abonați, Greta, Dana, Gabriela, Mariana, Viviana, Costi, Marcel, Costi, Ionut, să aveți un an drăguț, dați să mă dau așa mai un pic să vedeți. De ce drăguț, un an drăguț? Să vă fie dragă viața! Sărbătorile continuă, sunt după baia de perle, mi-am pus eșarfa de turmalină de la Green World, m-am împachetat, o să vă las în descriere despre această eșarfă frumoasă și mi-am zis să vă propun așa cât am timp un pic de răgaz, să vă arăt ce metodă ultra efectivă pentru ciarcăne, și ciarcă ne pungi sub ochi, deoarece ne preocupă această întrebare după sărbători. Mai sunt încă zile unde cu mesele copioase, desigur că ne vor face probleme, dar să fim atenți la alimentație, să bem mai multă apă, lichide, fructe, legume. Eu aici, cum vă spuneam, că mă descurc un pic cu alimentația, îmi fac eu un regim așa care să mă aranjeze. Și... vreau dați să trec la acest remediu natural, anticiarcăne și antipungi. Pentru acest remediu naturistic, iată, special mi-am procurat coada șoaricelui. Iată așa, coada șoaricelui culese și recoltate din codrii Moldovii, de aici, din Hârjauca. Ceai Sunhua de la Green World, care conține polen de pin și ceai verde. Și dați, amestecăm infuzia de coada șoarecelui și infuzia de ceai, adăugăm două picături de suc de lămâie și bicarbonat de sodiu și amestecăm bine, bine, bine. Discurile de vată le muiem, le scurgem bine, bine. Și aplicăm sub pleoape. Putem să le ținem 10-15 minute. Infuzia aceasta, dacă vreți, o păstrați la frigider sau faceți cuburi din gheață care le puteți folosi. Ați aplicat, lăsați să acționeze și după aplicați o cremă sub pleoape. Eu voi aplica cremă de la Club, cu extract de caviar, o cremă anti-age, o cremă de hidratare, iar voi aplicați crema voastră dorită. Dacă v-au plăcut sfaturile, scriți în comentarii. Vă aștept și la alte filmulețe. La revedere! Să aveți zile senine! Vă iubesc și vă îmbrățișez!